În 1904, Brâncuș ajunge la Paris, capitala artistică de atunci a lumii, în cea mai efervescentă și poate cea mai celebră epoca sa. Rodin îl invită în atelierul său să-i devină discipol. Refuză. Apăreau primele curente avangardiste. Își vede de drumul său. În 1910, o tânără pictoriță maghiară, Margit Pogani, îi vizitează pentru puțină vreme atelierul din Paris. Chipul ei va prilejui una din seriile sculpturale cele mai cunoscute și mai celebrate din lume. Se spune că Brâncuș ar fi distrus de câteva ori portretul din lut, chiar în prezența ei, ca fiind prea apropiat modelului. Abia la 2 ani după plecarea acesteia, în 1912, avea să apară prima domnișoară Pogani în marmură albă cu formă decantată și purificată, ce va fi urmată de alte variante din diverse materiale.
Reluat în 1919, în marmură albă vârstată cu negru, portretul suferă o nouă simplificare, expresia lui reducându-se acum la două ample perechi de arcuri, trasând locul pleoapelor și arcadelor. Reluată a treia oară în 1931, domnișoara Pogani ajunge aproape un joc pur de arcuri și curbe, mai degrabă suave unduiri muzicale. Devenit un punct de atracție al Parisului artistic, atelierul era opera totală a lui Brâncuș. Într-o atmosferă ce amintea puternic de originea lui românească, domnișoara Pogani se învecina armonios cu celelalte capodopere brâncușiene, cu Cocoșul și Pasărea în văzduh, cu Coloana infinitului și Masa tăcerii. Prințesa X, poate încă o etapă de esențializare. Brâncuș zice despre ea că este chiar femeia, sinteza însăși a feminității, eternul feminin redus la esență.